Sunt 8 într-o circunscripție, pe toți 8 sunt. Și de regulă, credeți-mă că vin, pentru că eu am nevoie de platformă. Iată, azi am primit la un partid, înscris declarații, gata să vină și de la miezul nopții și dimineața la 5, oricând te invităm la emisiuni. Problema este în ce măsură noi, ca jurnaliști, a care scop primar nu este de a le face campanii partidelor, dar informați telespectatorul, consumatorul de informații, în ce măsură eu îl informez atunci când aduc niște candidați, le arat fețele, nu le spun mai nimic, pentru că 50 de minute împărțite la 10 candidați, asta câte minute? În 5 minute el se prezintă, o jumătate de minut, dacă el nu e de presă cu camera, lui trebuie un minut, numai să vină în șire și se prezinte. Și în rest, și la sfârșit un minut de la revedere, și de fapt dezbaterea nu are loc. Asta e una, două la mână. Bun, TV8 are un platou destul de mare în care își poate permite să bage 10 invitați. Dar sunt posturi de televiziune care nu își permit să bage 10 oameni într-un platou. Ei nu au studiouri atât de mari. Ce facem cu ei? Eu vorbesc despre faptul cât este de dificilă misiunea jurnaliștilor în această electorală. Dar dincolo de dezbateri, noi trebuie să reflectăm campania electorală a 90 de oameni. 90 de oameni, noi nu-mi imaginez câți reporteri trebuie să ai tu în echipă ca să poți vezi ce fac 90 de oameni noi în acel... Nici nu știm, da, dar trebuie să le dăm timp la toți. Iată, privind la reflectare, vreau să zic că în codul electoral, oricare post de televiziune a avut dreptul de a alege, de a reflecta sau de a nu reflecta campania electorală, dar conform codului a fost obligat doar să organizeze dezbateri. Aici deja dacă v-ați asumat, nu știu cum să zic, dorința de a reflecta, atunci nu vă obligația mea față de cetățean, eu ce să mă fac pro când e electoral? Codul electoral prevede de genul, aveți dreptul de a reflecta sau de a nu a reflecta, dar sunteți obligați să organizați dezbateri. Eu acum acces strict doar pe ceea ce prevede legea, nu încerc să polemizez sau să vin dintr-o altă din alta. Până la urmă, cu dezbaterile, da, eu cred că este o mică, nu știu, neconcordanță în codul electoral sau nu știu de ce motiv Comisia Electorală Centrală a optat pentru poziția de a face dezbateri și pe circunscripția unui nominal de obligat cel puțin radiodifuzorii. Dar, în fine, asta este legislația și trebuie respectat. Bine, dar ca instituție, Consiliul Audiovizualului, Viona, se știa că vor fi alegeri. Un alt sistem, mix, da. Noi toți ne întrebam ce o să facă media. Asta a fost o întrebare care în ultimul an a răsunat nouă dată. Și noi tot am așteptat că în toamnă, eventual, Consiliul Coordonator, care se preocupă de audiovizual, va face niște discuții, dezbateri, spuneți-le cum vreți, va invita și reprezentanții media și societatea civilă, ca să vedem împreună ce se poate de făcut. Pentru că noi așteptam să vedem concepția de reflectare, regulamentul de reflectare. Din câte știu eu, CEC-ul de obicei ia drept bază ceea ce elaborează CEC-ul, ce elabora CEC-ul cu timp. Făcea copy-paste și extrapolaș pe print media, pe instituțiile de presă scrise. Acum nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci a fost liniște și pace până în momentul ăsta când presa deja reclamă probleme, și CEC-ul zice că, păi, așa e codul, sunteți obligați și nu le pasă pentru că există codul electoral. E o problemă și aici, din oficiu, de la Consiliul Audiovizualului. Nu s-a discutat, nu ați încercat să vedeți cum veți monitoriza și voi, pentru că și voi faceți monitorizări, voi tot va trebui să urmăriți. Știți că sunt sute de candidați pe unii nominal. Noi monitorizăm, noi știm listele. Operatorii care vor fi antrenați în această monitorizare, cum vor lucra, ce vor face, deci aici e problema. Cu privire la concepția de reflectare a campaniei electorale, Consiliul Audiovizual a elaborat-o, dar sunt și n-am fi putut să elaborăm, să zicem, o lună august, da? Pentru că sunt termeni care prevăd odată când poate fi elaborată concepția și noi am respectat termenii și concepția elaborată în termen expediat CEC-ului. Din păcate, Comisia Electorală Centrală nu s-a bazat la elaborarea regulamentului în totalitate pe concepția care a fost elaborată de Consiliu și astăzi avem regulamentul pe care îl avem. Eu, de exemplu, noi de când am aflat cu sistemul mix, noi până în ziua de azi nu știm cum în ziua alegerilor vom face față să reflectăm și cum să anunțăm tuturor cetățenii care vor să afle ce se întâmplă în diasporă, ce se întâmplă aici, cu toate secțiile de votare, cum suntem parți, mergi să iai declarații la persoane, că sunt importante și pe unii nominal și pe în toate circumscripțiile avem oameni importanti. Nu știm cum putem să reflectăm. Noi, de exemplu, suntem cu persoane care din IT, domeniu, nu știu ce să creez ca tu să arăți un sistem destul de clar. Bine, poate nu e vina doar CEC-ul, poate e vina
cecului, nu știu, parlamentarilor care au aprobat acest sistem și tot ce s-a întâmplat. Aha, noi ne-am bătut din timp, dar am ajuns, dar oricum este important și asta. De fapt, practic, de punctele minunte ale acestui grup de discuții, trebuie să înțeleg că acest raport a fost, de fapt, un triaj pentru alte subiecte și mai ales că suntem în campanie preelectorală și urmează o campanie electorală. De altfel, noi vom continua să facem monitorizări. Monitorizăm foarte intens, de fiecare dată avem instituții media TV și, și online. Vom mai face și anumite ajustări pentru ca să avem un spectru mult mai larg și să vedem care sunt tendințele. În momentul în care monitorizăm o anumită perioadă, să vedem care este comportamentul postului respectiv într-o anumită durată de timp ca să vedem evoluțiile sau involuțiile care sunt. Victor, dacă mai... Da, doar cum ai spus și tu, continuăm să monitorizăm și eu aș fi foarte bucuros, de exemplu, doar o mențiune de final, dacă la lansarea acestor rapoarte să avem instituțiile media care sunt monitorizate și accentuez să discutăm aici, dar nu în mesajer și în privat, să mi se aducă acuzații că tu ai monitorizat așa, dar uite ce... ăsta public și așa, și el tot face abateri și chestii de genul ăsta. Putem să ne întâlnim, e o platformă foarte bună, să vină, ei să discutăm liber. Asta aș accepta. Și privat deja, cred că am să mă rezum, să mă răspund. Pe o notă optimistă, o mică abatere, o paranteză, Cristina a întrebat puțin mai devreme, cum e posibil că unele medii pot respecta și codul deontologic, nu aplică aceste tehnici, iar alții nu. Vreau să vă zic că noi am avut anul trecut o situație când un director de la un post de televiziune, după ce noi am elaborat un raport de monitorizare, e adevărat că era în timpul alegerilor, campania locală, a venit la centru și am stat și am discutat, ne-am uitat împreună peste raport, unde anume au fost problemele reclamate, am încercat să înțeleagă de ce, cum, ca pe urmă revenind în redacție, să discute cu echipa și să încerce ca în următorul raport deja să nu mai avem astfel de situații. Tot într-o campanie electorală de la Moldova, una am fost telefonată, care tot avea întrebări specifice și după asta am văzut că s-au corectat, cel puțin în campania respectivă, după asta rapoartele au ieșit mult mai bine, ceea ce înseamnă că se poate și acei editori sau manageri care, într-adevăr, cărora le pasă și vor să fie, să rămână independenți în continuare, fac efortul ăsta. Nu toți, și deja aici e treaba CCA-ului, zic eu, sau ACA-ului, cum se numește acum, Consiliul Audiovizualului, pentru că aveți dar noi nu le avem. Noi avem doar aceste rapoarte pe care le facem public o dată la 3 luni în cazul când e vorba de elemente de propagandă manipulare, dar când e vorba de legere, iată următorul, primul raport o să fie săptămâna viitoare, după care în toată săptămâna o să avem un raport până la primele campanii. Și se încheie, da? Vine o altă campanie, iarăși avem o lună sau două rapoarte de monitorizare. Noi facem tot ce putem, facem, lansăm discuții, invităm colegii, le explicăm, CCA-ul are alt pârghii. Voi puteți să le aplicați astfel încât acei care constant încalcă să fie penalizați, pentru că pentru asta este cod, nu? Să vedeți că în planul nostru de acțiune avem și monitorizări tematice, nu doar, hai să zicem, dumneavoastră poate vă axați pe monitorizări de genul doar strict politice, dar ce au în vizor nu doar domeniul ăsta, are și protecția minorilor, are protecția persoanelor cu dezabilități. Sunt mai multe, nu știu, da. Poate privim într-un spectru mai larg. Rapoartele respective de partea asta de deontologie și manipulare și tehnici de propagandă nu sunt doar pe parte pe subiecte politice. Anterior am avut și da, de fapt, întrebarea mea următoare era să fie de ce ați ales anume aceste 5 subiecte. Pentru că le-am considerat, cum s-a menționat anterior, că sunt au fost sau sunt cele mai importante subiecte care agenda. Monitorizarea noastră constă în monitorizarea 13 buletini principale cap-coadă, minut, secund în secundă. Și dacă am observat că dumneavoastră ați luat pe perioadă de 3 luni 5 subiecte, atunci direcția monitorizare din cadrul CEA-ului ia 13 buletini parcursul, să zicem, a o lună de zile. Este o capacitate destul de mare și enormă de descifrat în primul rând. N-a spus nimic. Este. Nu asta că o replică de ce face CEA-ul. CEA-ul nu doar, chiar lucrează și avem oameni foarte competenți în direcția monitorizării care
vin cu date concrete, vin cu exemple concrete, exact cum ați venit și dumneavoastră, în rapoartele noastre puteți să le vedeți de fiecare dată pe site-ul, ce au avut. Adevărat, noi tot facem monitorizare, noi facem o monitorizare calitativă, nu cantitativă, dumneavoastră. La voi, Cristina, nu se votează acolo, ce vă să încerce, și voi nu consumați milioane din bugetul public, pe când ce au consumă din bani publici, dar se pare că numai protejează manipulatorii și propagandiștii. Vreau să vă zic că rapoartele de monitorizare vin la membrii CCA din partea direcției monitorizare și cum colega mea a menționat ceva mai sus, fiecare membru CCA le examinează fără ca să intervină în rapoartele de monitorizare și deja își expune poziția prin vot. Așa că rapoartele chiar nu pot fi influențate. Dacă nu se schimbă fața audiovizualului, putem spune cu hotărâre că CCA-ul degeaba își consumă banii. Acum audiovizualul se comportă ca NIT-ul. Chiar v-aș face o invitație. Ca NIT-ul se comportă acum CCA. La CCA, să stați dimineața până seara, alături de colaboratorii noștri, nu avem nimic împotrivă, ca să veniți, stați, hai să zicem, 12 ore de muncă și să vedeți cum are loc monitorizarea și după aia putem să discutăm și să facem o analiză. De ce nu schimbă comportamentul radiodifuzorilor? De ce se comportă cam toți ca NIT-ul înainte de a fi închis, de a fi retrasă licența? Acum, televiziunile și posturile de radio sunt ca niște... Registrați? Da. La televiziunile? Zilnic, tot timpul sau în perioade? Perioade anumite, pentru că capacitate tehnică nu există la moment ca să fie înregistrată 24 de ore, 62 de posturi de televiziune care există. În orele de prime time ați putea să înregistrați doar și nu e obligatoriu să le monitorizați, dar atunci când sunteți sesizați sau vin rapoartele din societate civilă și aveți înregistrări, puteți ulterior să le verificați, să vedeți, da, într-adevăr e așa, și să discutați. Asta ar fi un fel de ajutor din societății civile. Și nu am fi priviți așa de pe două baricade diferite, dar am putea fi pe aceeași baricade. Dar noi vă ajutăm oferindu-vă rapoarte, date concrete, voi având înregistrările și faceți ceva. Ar fi asta o soluție. Da, asta ar fi o soluție, fiindcă ne-ar ajuta, să zicem, subiectele problematice, da? Să fie o analiză, hai să zic, comparativă, ceea ce... Dar, de fapt, din câte mi-amintesc eu, ultimele monitorizări sau rapoarte de monitorizare a CEA-ului cu cele societății civile, practic, n-au devenit deloc. Când vorbim de alegeri, când vorbim de alt gen de monitorizări, fake-urile, propaganda, manipulare, noi vă punem la dispoziție toate aceste resurse, da? Ele sunt deja ilustrate, descifrate. Dumneavoastră registrați și dacă o să primiți raportul nostru și vă uitați și vă convingeți că într-adevăr așa e, aplicați legislația. Da. Și apoi, nu, mai întâi ar trebui... Eu pot să vă dau ștai codul. Nu este problema asta. Este nevoie ca în regulamentele care urmează ulterior ce au să le elaboreze în conformitate cu noul cod al serviciilor media, să prevedem punctul ăsta de colaborare cu societatea civilă ca să putem să aplicăm. Atunci să putem aplica ca în baza raportului dumneavoastră de monitorizare să putem aplica sancțiuni în cazul în care se deviază de la fie codul deontologic și cazul la codul serviciilor media. Eu mă tem că nu-i voință politică și cum CEA-ul e subordonat politic, de voința politică depinde tot. Noi deja am depășit cu corect generalizat. Asta e părerea mea, eu nu pretind că e subiectiv, e părerea mea. Și eu mă uit în fiecare zi la televizor, nu sunt plătit ca domnul Goteșan, dar mă uit așa din curiozitate și îmi pun mâinile în cap în ce halul au ajuns audiovizualul de azi. Cel puțin o tendință foarte pozitivă care eu am remarcat-o astăzi, e că s-a arătat deschidere și ne-am întâlnit toți. Deja e un pas înainte pentru că e o platformă în care putem să discutăm. În contradictoriu, să arătăm cu degetul, cu blaming, să arătăm cine e de vină. Dar oricum suntem aici și asta e foarte bine pentru că la prezentarea rapoartelor anterioare am avut situații mai sinceră. Când pur și simplu nimeni, nu că nimeni, dar erau foarte puțin interesat de respectiv. Da, și astăzi, din contră, avem o sală exact. Plină, ce aici ne bucură enorm pentru că, într-adevăr, asta a fost întotdeauna, a fost mesajul nostru, rapoartele de monitorizare sunt un instrument de ajutor și pentru jurnaliști, pentru instituțiile media și pentru CEA, pentru toată lumea, de fapt. Și de asta ar fi bine să menținem această comunicare și să fim în permanență comunicare. Eu vă mulțumesc, și ultima pentru asta. Elemente destul
educație subsensibil. Metodologia dumneavoastră de monitorizare ar trebui să fie, hai să zicem, aprobată sau să se expună asupra ei de către un expert internațional. Și în momentul în care vom avea, să zicem, nu știu cum să mai expun acum, fiindcă metodologia noastră este aprobată prin decizie Consiliului și este aprobată de către experții internaționale care ei însuși au contribuit la elaborarea acestei metodologii de monitorizare și respectiv noi o privim ca o metodologie de, hai zicem, bine lucrată, bine gândită pentru necesitățile raportului de monitorizare. Dacă undeva și metodologia dumneavoastră de monitorizare ar fi aprobată sau ar avea un plus din partea unui expert, eu cred că noi am putea într-adevăr în colaborare ca să folosim datele dumneavoastră într-o, să zicem, sancțiunea sau ca să fie un grad de, nu știu cum să zic, un grad de... rapoartele sunt realizate și nu, părerea, asta e părerea mea, poate fi subiectivă. Dacă s-ar expune poate un expert internațional asupra raportului de monitorizare, ar fi un plus. O plus valoare? Ar da chestia asta o plus valoare la faptul dumneavoastră. Părerea mea subiectivă. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Vă mulțumim.